Bine v-am regăsit la o nouă incursiune în lumea noastră interioară între mit și știință. Astăzi avem alături de noi doi invitați speciali din Tibet și din Nepal, pe Geshe Jampa Gelug, care este un călugăr budist tibetan pe Ninia Gelugpa, aparținând de Fundația pentru Păstrarea Tradiției Mahayana, care are cel mai înalt nivel în studiile budismului tibetan și căruia îi mulțumim din tot sufletul pentru că a răspuns pozitiv invitației noastre și de asemenea pe Lhotsava Thubten Sherab Sherpa și Yanzin, care este de asemenea translator la Institutul Amazon Kappa împreună cu invitatul nostru de onoare și cunoaște, cred că, vreo 8 limbi străine și, bineînțeles, mulțumiri doamnei director care ne ajută cu traducerea. Și nu numai, sunt gazdă deschisă și primitoare către invitații de peste hotare, pentru că noi la Centrul Cultural Pitești derulăm tot felul de proiecte culturale, educative, socioculturale, de dezvoltare personală, așa cum este și al tău, dragă Alexandra, lumea interioară între mit și știință și așa mai departe. Așa că ești foarte binevenită cu invitații tăi din Tibet, din Nepal, din Asia, da? De sud-est și de-abia aștept să vă ascult la tema pe care ai propus-o, Dharma și viața. Mă bucur încă o dată că ești alături de noi cu acești invitați speciali pe care îi aduci periodic și dăm voie să le urez bun venit așa în maniera noastră. So, dear guests, welcome again to Pitești Cultural Center. We are very happy to receive you here with your wisdom, with your knowledge that we are expecting for you to share with us. Thank you and welcome your staying here. Mânați de hedonism, uităm de adevăratele valori ale sufletului, de moralitate, uităm să iubim natura, fenomenele și ființele, uităm să fim smeriți și să recunoaștem manifestarea divinității în fiecare plantă sau persoană pe care o întâlnim. Refugiul pe care ni l-am ales este cel al banilor, al faimei sau al plăcerilor simțurilor, fapt care contravine însăși esenței de viață nemuritoare pe care o avem, esență care nu este altceva decât sămânța din care se naște sufletul și mai târziu lumina infinită. Toate acțiunile noastre, mânate de instincte și egocentrism, ne conduc la karmă, la suferință în această lume și la renașteri în tărâmuri inferioare, unde este și mai multă suferință conform învățăturilor marilor religii ale lumii. Dharma generează un scop pozitiv al vieții, este punerea în practică a religiei, este dovada pe care o dăm universului că și noi facem ceva pentru mântuirea noastră, nu doar așteptăm ca alții să o facă pentru noi, în timp ce noi ne desfătăm în plăcerile trupești și suntem imorali. Dharma este învățătura care ne ghidează pe calea către iluminare. Misterele Tibetului au fascinat generații de-a lungul timpului și iată că dintr-o societate ezoterică, călugării tibetani s-au deschis și au hotărât să ne transmită cheile necesare parcurgerii drumului inițiatic. Astăzi am ales să punem niște întrebări și o să încep cu prima întrebare și noi sperăm ca până la sfârșitul emisiunii să înțelegem care sunt aceste mistere. Gheșela, vă rugăm să ne răspundeți. Noi ne confruntăm cu multe probleme și suferințe în viață. Unde ne putem găsi noi un refugiu autentic care să dureze și să nu ne dezamăgească? Un refugiu care să ne fie de ajutor pe termen lung? We face many problems and sufferings in life. Yeah, but then I tell in Tibetan, yes. Where can we find an authentic refuge that will last and disappoint us and not disappoint us? A refuge that will help us in the long term. Tatandangzo mizinang la gangen dang dongal mangboji tegyores. Ani chatang ta tegidala ya kanji be tap tap yagboji. Kanji kandestini tsatal kukures. Ani tabi yakoti ta, ani tabi yakoti kiamruji tane tseni, ani kiamruji tsal, kiamruji rak, tene dongol kyuni, tene ngandola mikiba suayde pa kak. Ani tochina ta, ani tochina ani tetiki ani be
Just first question. No, I know you, but I just explained. It's like, okay. Tang aso cheta karsogre zambulin dinal ya chuke lemba yore chuke melemba yore na sobo yore. Okay. Ta yina ya tina ne nge samba cheba yina chuke lemba ta chuke melemba ni ji na ne ene chu chulu yonyi chi chuke lemba ji na en mesi tina li ya kange chebi kabla tenden ji karsogre tang aso mi ke rewa jasa mebi kabla ene ji lali ya rewa jasa chi Okay. So to answer this question, I would say in our life we have different types of human beings, those who believe in religion, those who do not believe in religions. And then all encounter, as the question says, all encounter some problems and some sufferings. So when this happens, I think the good solution, authentic solution is to rely on authentic refuge, to rely on some kind of a super mundane beings like a deity or like a god or something like supernatural. Wait a moment, yes. To translate. Yes. Spune că pe lumea aceasta, pe planetă, suntem cu toții oameni de diferite rase, de diferite religii. Unii suntem religioși, alții mai puțin religioși, alții deloc. Dar atunci când avem nevoie să scăpăm din anumite situații, avem nevoie de un refugiu. A, terita, pe na budisina, tiorista, chiabiutila, sanje chu gendus, sumiores, tinza sanje se de chaptombabo, chu chamu gendu chaptrivitato, tinchi yore, tinza, penangas a pet in chikuyores, pena nebachi, nebachi ne, shivichikanatin nebachina. Nepate ni tele chowa chepa la ngempar tu ane meba kheba jila tengu res. Ane meba kheba jila tenba samda maase ane meba kheba teke tabla ukare tenba ina te ane sojindu susuke nyamni chepu uyo res. Tinza ane mela tengu uyo res. Ane tezam sikumare ane nepate liya neho. Soma tene nebo netele chuba cheba nangshi tene za tambo ngaso lam tene ki ene jab tomba buchi tene ki tenbe ene chue tene ene jube daru gendu yuze ade o te soma tene ta dungele chuba cheba dede sungu yores. Okay. So this means now from Buddhist point of view, din punctul de vedere al budismului, refugiul înseamnă one finds an authentic refuge. Să găsim un refugiu autentic. And what is that authentic refuge? Și ce este acel refugiu autentic? And this authentic refuge refers to the Buddha Dharma Sangha. Acest autentic refugiu se referă la budist, Buddha Dharma și Sangha. And Buddha is considered in Buddhism like a guide. Buddha în budism este considerat ca un om mort, guide or deity. Guide, like somebody who shows the path. Guide. Yes. Deci Buddha este considerat în budism un fel de ghid. And then the Dharma is considered as the
as the real as effective the real refuge. Iar Dharma este considerată ca un refugiu real, refugiu efectiv. Dharma fiind învățătură ne ajută. And Sangha, Alexandra, cunoscătoare și inițiatoare în budism. Okay. And the sanghas are the people who help on the path. Iar sangha sunt oamenii care ajută pe această cale, pe această potecă. So in Buddhism we compare these three refuges in the following way. În budism avem aceste trei următoarele trei refugii. So we take like the example of a doctor. Luăm ca exemplu un doctor. Doctor in this case is like the Buddha. Cum ar fi în acest caz Buddha. And then we have the Dharma, which is like considered true as the medicine. Apoi avem Dharma, care este considerată un adevărat medicament. Because Buddha gives the teachings. Pentru că Buddha ne dă învățătura. And that teachings is the medicine. Iar acea învățătură a lui Buddha este medicamentul. But then that teaching alone is not enough. Dar învățătura singură nu este suficientă, nu este so de ajuns. That teaching also has to be practiced. Acea învățătură trebuie pusă în aplicare, trebuie practicată. So for this the nurse in the hospital are necessary to help the doctor. Așa cum asistentele în spital sunt necesare pentru a-i ajuta pe medici. To give help to the patients. Pentru a-i ajuta pe pacienți. Odată și vor este însă Canada. Ok. Ene tati deci sunt iores. Zou de susuci Sindile ya miseti nala miseti tonda tembachi miseti yabuchi jitwe da ene shine jewa chimala ya ene jewa yabuchi len twe la ti chedo da dharma se ti chue se ti uti chue nyamne che ne nekab da tardu ke dome ti ene chue le tene sisim yores. But then now the dharma is actually a method to make ourselves happy in this life. Prin urmare, Dharma este un mijloc de a ne face fericiți în această viață. But it is also a method for providing happiness also in the future. Dar este și un fapt care va aduce fericire în viitor. Because the Dharma helps us to calm our mind. Pentru că Dharma ne ajută să ne calmăm mintea. And then while we live, we prepare ourselves to have a future life better. Pe parcursul vieții ne pregătim să avem o viață mai bună în viitor. So therefore the dharma process is very fundamental to have a temporary happiness and future happiness. Prin urmare, dharma ne pregătește să avem o fericire temporară și în viitor o fericire permanent, yeah, happiness. Ultimate, okay, it's good. Da, o fericire permanentă. Cum ne de câteri sunt iores, mene ciulă, tarpi lam tenge, tarpa chela rali sheba chis. Te sun yores. So for this the Buddha said, I simply, prin urmare Buddha a spus, I simply show the path to you. Eu îți voi arăta simplu calea către tine. But whether the liberation is achieved or not depends on you, he said. Dar ceea ce vei hotărâ depinde de tine. The deliberation sau eliberation. Dar eliberarea depinde de tine. Ce să cum ne de că suntele ia trondon ta în gândon să ne ni ce vioris. Ce goia jense carsna cum ne de de mai ba keba na hiris. Da mai ba keba de că în Nepal ia mi te te nebo susu că ne ta tune. Tena sambachi ne ene mentu yormado membe rohan ki mentu yomaris tena ji tombe ki dujal ya duje su su ki kham ta meba sambala de de da chambe ki chuji den yo insa ene jum den de ki chue sung ba de duje su su la de de sung insa jum de ki de sung khan sung kha shi da chin du ken le chue kha shi ya gombe chen du je ko ye o tini chak yores. But then I also should say that when Buddha gave teaching, de asemenea, îți mai spun că un dar de-a lui Buddha, o învățătură dar de-a lui Buddha, he had always two levels of meanings.
are întotdeauna două nivele de înțelegere. Provisory meaning. O înțelegere provizorie. And definite meaning. Și o înțelegere sau un sens definitiv. So this means, you know, Buddha gave teachings always according to the need of different levels of beings. Prin urmare, Buddha ne dă întotdeauna cunoaștere pe diverse niveluri de înțelegere. So therefore, sometimes the teachings need some interpretation. De aceea, câteodată învățătura lui Buddha necesită interpretare. And sometimes the words are directly acceptable. The words are directly acceptable. Și prin urmare, cuvintele sunt acceptabile în mai multe sensuri. It is exactly same as a wise doctor who knows how to treat the patients. Asta înseamnă cum doctorii înțelepți știu să-și trateze pacienții. Because the doctor who is wise, he gives a certain medicine when the patient has certain kind of sickness in the beginning. Un doctor înțelept știe ce medicamente să-i dea celui bolnav de la început. And after some time, when doctor knows that the patient has the sickness is changed, then the doctor doesn't give the same medicine, he changes. Și când știe că starea pacientului se schimbă, doctorul îi dă alte medicamente. So nu îi dă mereu aceleași medicamente. So he gives different medicine for the sake of the patient, trebuie not for himself, trebuie not for Buddha's purpose. Trebuie să dea medicamente diferite în funcție de starea pacientului. So this is why we have the two levels of meanings in the Buddhism, in the Buddhist teachings. De aceea avem două niveluri de înțelegere ale învățăturilor budiste. Definite meaning and provisory meaning. Provizoriu și definitiv. Ok. One question comes. Yeah. Okay. To you. Yes. Ok. It's the second and third. Cum putem ști în contextul acesta în care învățătura este atât de prețioasă și noi vrem să urmăm o învățătură autentică, cum știm, cum facem diferența că învățătura este autentică sau nu și cum știm că suntem pe o cale corectă care ni se potrivește nouă în contextul actual al multiplelor secte religioase care au apărut în jurul nostru? In English, okay? So that, we understand. How can we know if the Dharma, the teaching we follow is authentic? And next, third question says, how do we know if we are on the right path, the one that suits us in the current context of the multiple religious sects that have appeared? 그래서 어떤 나들아야 감당하는 제게 최대 배무 총원이 당내 배 간지 공도사 간지 배 주 간지 된데 이미 되게 간데스는 맞아 하고 두부를 해서 직접 근데 저한테 이제 맞다 때려서 난 간주 냠내 제게 람디 난도 딱다 고해디 이미디 아니디 에 등상 것도 잠불인들 배 초록 간지 담는 지 여러 와스 초록 때문에 요즘 다 초록디 나나 딱간지 간주 람 간주 초록이 담바지 아니디 람디 간주라 참기 랭기 유메당 딱다 참바 이미디 롱어 이미디 근데 간에서 하고 두고 그래서 아직 까지 되니래 따따다 산지배 그 최 남다 이메세디 산지배 최 남다 임바텔이야 제주 숨 창고그레스 오케이 디젤라다 So to know if the teaching if the dharma is authentic or not, pentru a ști dacă învățăturile dharma sunt autentice sau nu, we can have three factors. Avem trei factori. Chute tangbo jom nen de ki sung ba yin ba si de da jom nen de ki sung ba na zo kan ju ro ji na kan ju pe ja yo ro wa o da tin dang le ya yo ba ji jom nen de ki dang bo jom nen de ki ene sung ba yin ba ene part ene na len tra ki ene pen ji ta te so ji pi lam ne ro wa ene che ba che ne da chi che ne ene ten la pa ba yin ba de zam da ma si be ta ma ene 저도 난조버도 속에 밖에 내 엠발아 치네 곰점네 엔줄이야 냠뇽게 있는 또 벗어마 죽어도나 때디 산지비 주 남다들이스 이소 거리서 The three factors are the following. 제이 트레이 팩터 선 după cum urmează. First thing is to know if the teaching is mentioned.
Primul este să știm dacă învățătura este menționată. In one of the 100 series of Buddha's volumes of Buddha's words. The 100 series of volumes. În cele 700 or 100 around 100. În sutele de volume lăsate de Buddha. And the second factor is to know. Al doilea factor este is to know if it has been investigated and if it has been commented by Indian master. Deci dacă a fost investigat la un nivel de master. De Indian masters. Yeah, commentary by Indian. Deci dacă a fost investigat de către maestri indieni. Indian master from Nalanda Monastery. De la mănăstirile din Nalanda in India. Din India, da. And then the third factor is to know to see if the yogis have meditated and if they have. Și al treilea factor este să știm dacă yoginii au meditat. And if they have had some realization. Și dacă au avut realizări, eu mă gândeam și la revelații, revelation or realization. Oh, yeah, can be. Some revelation also some realization. Revelation, deci pot avea și realizări, dar și revelații. Yes. Dar ce vani bilentele ia? Când a tine sunt iorista, cum ne îndeche tatuna în jibale tu gugres. Lung da jibale nici nu ne lung zoa mare. Tatuna în jibale tu gugre. Tatuna în ce mai mi pare jibale cei ce gugre sine da pe na carsu gugre. Ce inare cari inare. Regarding the third question, I can say that to know if it is the right path or not. Pentru a ști dacă este calea cea corectă sau nu. We should know at the end of the day. Ar trebui să știm la sfârșitul zilei. That if it is true in terms of from the point of view of reason. If it is din punctul de vedere al motivului, then it's okay. Then it is right path. Este calea corectă. Because we have a scriptural proof and we have reasonable proof. Avem dovadă scriptică și dovada argumentului, a motivului. So we have to base more on the reasons, the logic. Prin urmare, trebuie să ne bazăm mai mult pe motive, pe logică, pe motivație. Okay. Now regarding the next question, we know that in the world there are so many religions. Știm că în lume sunt foarte multe religii. So we cannot say this is the best. This is difficult to say. Este dificil să spunem care este cea mai bună. Whether something is best or not, it is a question of the personal need. Este o problemă de nevoia personală, cea mai bună religie. Because each person needs different kind of taste, different kind of needs. Pentru că fiecare persoană are diverse nevoi spirituale și diverse gusturi. So for some particular religion is necessary. Pentru unii anumite religii sunt necesare. And for some other that religion is not fitting. Pentru alții acele religii nu sunt importante, nu. So therefore at the end it's all question of the needs of each individual. În cele din urmă sau prin urmare religia este o problemă de nevoie personală a fiecăruia. Ce zanta chuse de menanghiris. Melangazu ne mendi yagare. Ne me dore se ni chaba chetu yo mares. Me de pe me mese de ne bo su su la tu ne. Ne su su la tu ne me de chaba tu gore. Te no si do je su su ke kam da me bo su su la tu ne. Chulu ka si ko su le ya. Chamba yo re pe to go yo re ka si pe to go yo mares.
For this reason, the religions are exactly like medicines. Din acest punct de vedere, religiile sunt exact precum medicamentele. You know, there are different kinds of medicines in the pharmacy, you know. Știți că în farmacie sunt diverse tipuri de medicamente. And these medicines, you know, are good for some people and some are not good for some for those people. So at the end, all medicines are good. Știți că unele medicamente sunt bune pentru anumite categorii de persoane, altele nu. Prin urmare, putem spune că toate medicamentele pot fi bune. So in the same way, the religions are also necessary, you know, for each individual's needs. Așa cum și religiile sunt necesare pentru nevoile fiecărui individ. Ceza cumne ne tindi sungore, sta ngasu nangbie ke ta mebe tawa se, nangbie ke ta tomo maimbe tawa jishig yores. Yine ya cumne ne ke ta meba ten du meru bindu jala, ne ta da tami temba ni jinane, ta temba te chotu chubares. Te sungores. Okay. For example, a Buddha taught the theory of selflessness. Selflessness. Deci, prin urmare, Buddha ne-a învățat despre lipsa sinelui. Ar trebui, Alexandra, să ții mai multe cursuri. Like emptiness, emptiness. Sau despre vid, vacuitate, yeah. Spui tu, noi spunem vid. But then Buddha said, no, this is not only the best teaching, he said. Atunci Buddha a spus, nu, acesta nu este cel mai bun învățătură. Because there are some people for whom this teaching is not suitable. Pentru că nu este, această învățătură nu este bună pentru toată lumea. So for those people, Buddha said, oh, there is self, there is Atma. Pentru unii, Buddha a spus că este de folos. Atma, ce înseamnă Atma? Sinele. So at the end, you know, Buddha said or Buddha taught, gave different teachings according to the need of the people. Prin urmare, Buddha a dat învățături în funcție de nevoile fiecăruia. So I think all religions are completely positive. Prin urmare, eu cred că toate religiile sunt complet pozitive. For this reason, we have to have respect to any kind of religion on this earth. Din acest punct de vedere, noi ar trebui să avem respect pentru toate religiile de pe pământ. Da, înălțător. În viața de zi cu zi, când participăm la ritualuri, the fort, este mai important să ne examinăm gândirea, vorbirea și modul de a acționa propriu sau să fim mai atenți la cei din jurul nostru? Și o a doua întrebare care are legătură, este mintea noastră cauza fericirii și a suferinței sau sunt vinovați cei din jurul nostru de suferințele și de bucuriile noastre? In everyday life or when we participate in rituals, is it more important to examine our own thinking, speaking and acting, or to be more attentive to those around us. Tatna dang anzo chitang mizin nan la choka chaling gi kanjin choka dame da tang ji le ga jorosa tin de tang do zen ani ta zo ti ke chen bu di stomo tang ji ngan zo lunga lu ji chawa tang sem ji chawa tang ti ge ti kande 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 do ji stomo tang di ti 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 taje che di ke che gre be yamena ngazu ge tai ngazu yin to la bena kare kanje chik yin la kare do kare min do do shi kanje chik a bayo de jita na ti ke che gre sa da yin so kanje da yin no yama. Maybe this to be more attentive to around those around us. Do you understand what it means? What is best for us, to look more inside us or to pay attention to the people around us? Okay. What is your teaching? Re. I think I understand your question, Alexandra. Re. Ta kanje te kanje choke tando tene so di ngaran do rangi le dans sem na auto de ta je de keche grebe yamana do bana mitozogi. Or the second part is still second part?
to pay attention. Wait, what is best for us? To look inside or to look around us, to pay attention to the people around us. Observe ourselves or observe others. Yes. Look inside or look outside, which is the best way to be happy, quiet. Ta chalang ye samlo chen da lo na lo 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 chute nam chen ni samlo da na di yagir kan ji di yagare be lo chlo kan ji cheda chen do ji yen la ka de te na di yagare sa ta nga su nang bi ki chue se ki chue se di gyur gyur dang le se go re su chue se di gyur gyur dang le se go re su First of all, in Buddhism, dharma means, the ritual or dharma means, it is a means or technique for modifying our mind. Dharma, în conform budismului, înseamnă tehnici sau mijloace pentru a ne schimba mintea spre bine, normal. Tehnica, ce se de rangă sim, ce vă inici, rangă lui ce mai împicerăs, sunioresă. For this reason, it is said that dharma is to change our mind, but not to change our body. Noi spunem că dharma este un mijloc de a ne schimba mintea. But not to change our body. Dar să nu ne schimbăm și trupul, body. Yes. Tinița, tot rangi sim dugoguiores. Marazu că câine tamci de mătă. Jebe kone kange tamji de ngaso sim madu wetel de ne yongu yores jita sim ki kulun ti yabuchi me ba da yela ya pebi samba chamba da ninje ti me ba la de ne rang sim la kange yongu re jiso khuyu yela ya ngaso kange de yongu yores So this means the main point is to observe our own mind. Asta înseamnă să ne absorbim propria noastră minte. To absorb, you said? Observe. To observe, să ne observăm propria minte. And to improve our mind. Și să ne îmbunătățim. And then we develop our mental quality. Și apoi să ne dezvoltăm o calitate mentală a minții. Because when we don't observe our mind. Pentru că noi dacă nu ne observ. Yeah. Pentru că dacă noi nu observăm mintea noastră. We always follow our negativity. We always follow. We have the tendency to follow negativity. Noi avem tendința să urmăm partea negativă. Și atunci trebuie să ne observăm tot timpul mintea. And there is no love and compassion. Unde nu este dragoste și compasiune. So by developing and improving our mind. Așa că prin dezvoltarea și îmbunătățirea minții noastre. We then become better internally from our mind. Noi vom deveni mai bine, mai buni pe interior prin mintea noastră. Tinița. Budase semdorwani devate semdorwani lekbates kanda miti sem dobayina miti semlati jiyore miti sem madobayina miti katuyina ya semya kangayores So at the end Buddha said if the mind is subdued Așa că Buddha a spus că dacă mintea este supusă there is happiness Asta înseamnă fericire, happiness. Yes, there is happiness. But if the mind is not subdued, dar dacă mintea nu se supune sau nu este there supusă, are sufferings. Apoi înseamnă suferință. Deci iată că nu cei din jur sunt vinovați pentru suferințele noastre, ci noi pentru că nu ne-am antrenat mintea. Să ne controlăm propria minte, dar cum să reușim acest lucru? Poate prin budism. Păi acum urma și întrebarea budism. Firească, care este soluția, the sixth, Care este soluția pentru a nu mai genera energie negativă prin gânduri, vorbe și fapte? Which is the solution in order not to generate negative energy through our thoughts, through our mind and of course through our deeds? Takanji, dawa dan donga ki gyutso di ngaranzu ge semrebe, yamana yang kadune be chalola pa Kati sa di chalo la pa, shamba la pa, ti gu gure sa. Tad, nga su tiri sung yo res. Kadambeki, roo chogo kadamba se di tiri sung yo res.
rongjong thong la minong xin yis, yengjong thong la long xin yis. Nga zu met mi long yin na kanyang thong ma ruwa. Ten nong si yeng si jong thong la ya, mi long na xin yin yis. Kore. Ka dun yin na, ne rang ki kulong khandis tu, nge ki samlo khandis tango tu, so sim la ya, tak chi chi ni. Rang ki jong kawa tu, so rang ki gyo la ya, jong zai chi ni. Rongjong thong la, Okay. To answer this question, Buddha simply said that we should be fully awake to. Pentru a răspunde la această întrebare, Buddha a spus că noi ar trebui să fim complet treziți. To find our own mistakes. Pentru a ne descoperi propriile noastre greșeli. To look at our own mistakes. Să ne uităm la propriile noastre greșeli. But then, regarding the faults of other people. We should behave like blind people. Blind. Da, și ca alții, ceilalți oameni să nu se comporte ca orbi. This means this. Vis-a-vis de greșelile celorlalți, de negativitățile celorlalți, să ne comportăm ca și cum am fi orbi. Ah, să nu observăm. So, you mean not to be blind to the mistakes of the other ones. Yes. Okay, so you mean this. Okay. Yes. They do. Oh yeah, that. Zuzu ti ngasu ti yoris ngaranzu jule ya nyomo se jige chinji lo chi yoris okay jeza lo tele ya lo ten zuma na xin ki ngobe ne sule ya yuti yo mares o ti ke lo chinji lo ti ke ngasu lo ti ke wang ke ngasu sa pe samna ta da ina no chu mangwa chi gore tele ten ne lunga ge chawa ene In Buddhism, we have one thing called the delusion. În Buddhism avem un lucru numit delusion, deziluzia. So, da? So delusion means is a wrong thought. Deziluzia înseamnă un gând greșit. And this wrong thought always sees objects in the wrong way. În care vedem lucrurile într-o manieră greșită. Therefore, all our problems in the samsara in our life. Prin urmare, toate problemele noastre pe care le avem în samsara, în viața noastră, come from this wrong attitude. Vin din această atitudine greșită. So therefore, the solution is to try to resolve this delusion. Iar soluția este să rezolvăm această deziluzie. Să încercăm. To try. To try. Not to solve, because to solve is long way. It's a long time. Yes. Okay. Jezata tindi ki nyomon se tele ya kola ya noji ki nyembo tobden yores kola ya zidang garwe ki ene tsema yores din yitza nga zo nyomon se di pangsha nyomon di ngusin di nyembo di ene ngusin ni da di nyembo ki cho di rangi juli ya ma jeba kumpir ta tang ni e pangsha nyomon di ma chungru tong ni So this means the delusion is a wrong thought, therefore it is something that we can remove. Prin urmare, deziluzia este un gând greșit pe care ar trebui să îl îndepărtăm. And to remove that, we need to have an antidote. Și ca să îl îndepărtăm, trebuie să avem un antidot. And that antidote is the right thought, the correct mind. Iar acest antidot este gândul corect, mintea corectă. And the correct thought has always a valid support. Iar gândul corect întotdeauna are un suport valid. So when that valid support is improved more and more, acest suport valid înseamnă să ne îmbunătățim, to improve what? Improved more and more better, like is it, when it is developed more and more, then we overcome the delusion. Pe noi înșine, da? Then we overcome the delusions. Pentru a preîntâmpina și alte deziluzii, okay. Dezamăgiri. Tenința ngă to budisi kita drase ti nyomo ranju ki nyomo te mara so tungi ki tsawa kange sonyi te drate ni nyomo te res. Nyomo te ene chomba yina ene Jachomba arahati sikidwa. Okay. Tatili ya tendu dewa. Tarba seyeti de tuyo res.
So then Buddhism says that the our main enemy is inside, in ourselves. Prin urmare, în budism se spune că cel mai mare dușman este în interiorul nostru. And that delusion is the enemy. Și acea deziluzie este dușmanul. So when we completely abandon that delusion by means of antidote, când vom abandona cu totul această deziluzie, and we become completely free of this delusion, și când vom deveni complet liber de această deziluzie, then we become what we call or the so-called arhat. Vom deveni ceea ce se numește arhat. Yeah. Alexandra, tu ar trebui să ne spui acești termeni, oh, să ne-i traduci în română din budism. Oh. They are specific to your religion, to Buddhism, and we should explain yes. every term to yes, understand yes. more better yes, 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 the yes. way. Yes, yes, yes. Modul nostru de a funcționa este să fugim de suferință și să căutăm plăcerile și bucuriile vieții, dar oare este corect acest lucru? The second question. Pe calea dharmei este normal ca să fugim de suferințe, să căutăm plăcerile și bucuriile vieții. It is normal on dharma way to search for să căutăm to search for the joys of life and to avoid the suffering. That is correct. Dana tanda nazo di dawa dubya dang dongla pae di lam di ta kanjin pe chu khona la de tengui de jik rawas rebes ka ji keje tera shige re tang aso nga so jiten be ki tang aso chiso na li ya dewa se churwa ore dewa se ti ti ta negap ki dewa chires ro tendu dewa ti mares okay tendu dewa se ti yu che bala nga so rangyu ki sim ki chung ki chadi mea va sogo gores pe na masu mari pase shi tuwa ore ki ta mishi ba masu mari pase ete mea va sogo gores okay ta mari pase ete ene mea va soba ina tere nga so tenu ene dewa sechi de tu gore ti tsa ta to na tenu dewa to bala ta chu kona la tene to gores ene tsen di chi bu ke ta ne ko ke dewa ina ichi mini chu kona la rali gmares okay. So we have a happiness, you know, that are temporary. Prin urmare, trebuie să ne gândim că fericirea este temporară sau ni se dă o fericire temporară. And then there is the happiness like everlasting. Everlasting happiness. Iar în cele din urmă vorbim despre o fericire care durează, everlasting. So to gain that deci fericire temporară, temporary happiness, everlasting happiness. Yes, yes. Fericire temporară și la final vom găsi fericirea eternă. So if we know the happiness that we have in our society is only temporary. Să ne gândim că fericirea din societatea noastră este doar temporară. And to have the real happiness, the everlasting happiness, we have to overcome our ignorance. Pentru a dobândi fericirea supremă eternă, trebuie să ne biruim ignoranța. So when we eliminate ignorance, când vom elimina ignoranța, then we become completely free of all kinds of sufferings. Atunci vom deveni complet liberi de tot felul de suferințe. Tata nga so arya dewa ki uma shichaba nal tini son yores. Nga so jitenbe ki sache ji dewa seyate ene dunghe cherchu bala ya dewa seyate ta shaba jire mato ngone ki dewa ransimba ji yomares. Chisa ene dunghe cherchu ba si tu nga so dunghe chenbo yobati ma dunghe desu chungrundu tu dunghe chenpo de maa chungru desu chenpala ya dunghe cherchuwa. Tela ene dewa sechi. Mato tela ya ngune ki dewa ransimba di yo maris desu ngore son. So Arya Deva said this, the happiness we have in our life, fericirea pe care o avem în viața noastră, is not a real happiness. Nu este fericire reală. The happiness we have is only a question of a changing of the temporary sufferings. Fericirea temporară pe care o avem este doar o schimbare a suferințelor temporare. So people think that when we have some kind of happiness, we think, oh, we have happiness. We believe like this.
Atunci când suntem fericiți temporar, noi chiar credem în asta, credem că suntem fericiți. But when that happens, transforms in sufferings. Dar când acea suferință se, când acea fericire se transformă în suferință. Then we have another kind of feeling. Atunci avem un alt sentiment. So at the end, you know, the real happiness is not there. Prin urmare, adevărata fericire nu este acolo, nu este în societatea. In samsara. În samsara, în lumea în care trăim. Okay, now what does it mean, the changing of suffering? Ce înseamnă schimbarea suferinței? It means, you know, in summertime, for example, now. Cum ar fi vara pe timpul verii ca acum? When it is very hot. Când este foarte fierbinte afară, foarte. Then cald, we have suffering. Atunci avem suferință. So then we come to a cold room, a cold place. Așa că venim într-o cameră răcoroasă, într-un loc răcoros. So the suffering of heart is now changed. Așa că suferința acum se schimbă. Into a happiness of fresh, freshness. Într-o fericire, în fericirea confortului. But then after some time that freshness become another suffering. Dar uneori acea răcorire devine suferință. Because being in the cold place, then slowly becomes cold. Pentru că dacă stăm într-un loc răcoros, treptat ni se face frig. Mentoni devora dosine dejunguri te zawanini yongwa mares maso sa chi chi soba khandri chi na yo kona che sam lo chyo ndu ya dungi mo chi wa chi ta changwa da gares maso chi dili ya dewa che de dewa ti dewa se ti yu te la che sam ke mentu lo chen na ko chyo chawa yin na ya dungi ranjal so le gures. So the bottom line is all happiness we have in samsara. Concluzia este că toată fericirea pe care o avem în samsara, în lumea în care trăim, not true, not real. Nu este reală. If they were real, dacă ar fi reală, then we should be always experiencing happiness all the time. Ar trebui să fim tot timpul fericiți, într-o stare de spirit bună. But unfortunately, no. Dar din păcate nu se întâmplă. We first have heat, we feel happiness. Mai întâi este cald, ne simțim fericiți. Then we become cold, we have another suffering. So it's always changing. Dacă ne e frig, avem un alt sentiment, deci totul se schimbă, totul se schimbă. So in Buddhism we say all contaminated happiness are sufferings. În budism spunem că tot ce ni se întâmplă, contaminated happiness. Este o, deci so please rephrase. The happiness all contaminated is contagious, yes? No, or well, no. All contaminated. Contaminated happiness. Da, deci este o fericire contaminată. Din sam Buddha se jemo tamche devares. Okay. Manmare. Rawa tamche devares. Ore. Jemo tamche dongye isores. For this reason Buddha said that anything that is free is a happiness. Prin urmare, Buddha spune că tot ce este liber este fericire. Anybody who is under the control of something. Oricine se află sau orice persoană care se află sub controlul cuiva. Is suffering. Înseamnă suferință, e în suferință. Tati tonda care și vorle, na? Ngaran su cheva limba ti, ngaso rawang ki cheva ni tu yo mares. Ruba. Ta nangbe cheva ina le se jorwa, karma se. Le ta le ke tsawa nyomo ti ke wang ke ngaso cheba le yin sa ngaso xie wang ke cheba le yo res ti yin sa dung res ta ngaso le ta nyomo se de ten de pa pa we na ene ngaso cheba le ndu rawang ke so so sam chen de do ba na xi ke
jeva len jing gu les ore pe na zha jung ba da chang sa pa ba da su res o de su la da dung e yo ma res. So this means, you know, the fact that we are born in this samsara. Faptul că noi suntem născuți în această samsara, în această lume. Is because we are forced by karma and delusion. Karma and delusion. Este că noi am fost forțați de karma în deziluzie. Which means we are not free of the power of this karma and delusion. We are not free. Ceea ce înseamnă că noi nu suntem liberi de această karma în deziluzie, da? Alexandra, să completezi tu cu termenii budiști. The ninth. Okay. We'll jump one because not so much time. Okay. Cât de important este să ai un duhovnic, un guru care să te ghideze pe calea spirituală? Okay. How important is it to have a spiritual leader, a guru to guide us on the spiritual path? Ba lamla shini tenti kechesul kechelu kanderesa re nga su tata ti atishak nalin ro khewa atishak tin sun yores atishare mare mare chishna kadam ba chi sun re ta kada kanda ngara su ke nangbie ke kharishi go re silabi na ngazu tsin di ta ni che wa chim se ni ni shi yo re de zang ara zu pe na tsin di ki ngazu mi ne mi ge ta ne mi ge tong ye yo ba mi ge ta ne ni ngazu xie gue ki lo tse ma bo chi ge gen xin ni ji ge gen chi le ya de ne jang gu go re se ge gen la ma te ba pe na ngazu ri mo khe ba chi na ge gen chi la ma te ba su su rang ge mi ge ta ne ri mo xi ma re se ire ina ta re sama jang wo do as okay o de na shi nga su ta da chö se de nga su sem se de mi ki thong ya yo ma re se ro ba ko su je ma yin be ki chö ji re ta tin ji ke sem se de kan di ba a sem ge chong da yo de se ne sem la ju ba ta yin ge ta tin ji ke ji se de nge bo de shi ni de shi ni ji nyam yo ni ji shi ni ji le ya de go go re se So let's say we have, you know, a present life and future life. Să spunem că avem o viață prezentă și o viață viitoare. So already for the present life we need a teacher. Deja pentru viața actuală avem nevoie de un învățător. To learn mathematics. Să învățăm matematică. To learn drawing. Desen. And so on. Și altele. So these are all visible things. Acestea sunt toate lucruri vizibile. We can even for something physical we need to depend on the teacher. Pentru orice este fizic avem nevoie de un învățător. So this means for something for the future life where we have to deal with our mind. Iar pentru viața viitoare, pentru viitor trebuie să avem de a face să lucrăm cu mintea noastră. Then we need definitely more, you know, a teacher in that case because și it's something more subtle. În acest caz avem nevoie de un îndrumător, de un învățător. How to master our mind. How yes. to master our yes. mind, we need a guide. Yes, yes, yes. Poate fi natura luminoasă a minții noastre un îndrumător pe cale? Ne putem încrede în ea? Tent? Can the luminous nature of our mind be a guide on the way? Can we trust her? Tak nganzo sim gi rangshin wo salwati ani pe tigi nganzo tigi nganzo la yelamdu. Chatugrebes tela nganzo pa lokene digrebes ke jetra jo ta sim ki rahi hos sabari se ti karishi gori islana ngara so ke ta nambe ti shi gori is che wa thoma me ba ni che wa ngama ni de yo de ni ma me thu ni che wa chiman ro ni ke ngazo sim ji gori is kita sem tila ya sem chi rangshi yo sabari se ti sem chi kurang ki ngo la rangshi la ene nyomo la sobe ene chime ki yu yo ma re se ko chima ta ene nyomo chaso nyomo charungu chot yo re se okay. sem chi rangshi ti ene sem chi rangshi yo sabari se ti sem chi rangshi la chime la ba yu yo ma re se kyun se kar se na tindi ki ene chima ti lo wa re se Okay. So first of all,
when the question says the luminous nature of mind, it talks about what the mind looks like, how the mind is. Când vorbim despre o minte luminoasă, trebuie să ne gândim cum este mintea cu adevărat. So it is a non-physical object. Să ne gândim la minte ca un obiect non-fizic. That moves from past life to present life. Care se mută de la viața trecută la viața prezentă. And such mind has the nature that is that has a lot of capacity. În acest caz, acest tip de minte are o capacitate mare. At the same time, it has many adventitious stains, adventitious, like temporary coverings. În același timp, are o acoperire temporară. And these temporary coverings are not mingled completely with the mind. They are not, you know, inseparable. Această acoperire temporară a minții nu este neseparată de mintea în sine. Da. Este separată sau nu? So this means these stains that are adventitious. So you mean there are many layers many of the many mind. Coverings. These coverings many are layers and layers of the mind. Yeah, and these layers are removable. Și aceste straturi ale minții pot fi îndepărtate. So if when they are removed, then the mind itself is completely clear. Pe măsură ce îndepărtăm aceste straturi ale minții, putem vorbi despre o minte clară. We can explain this maybe through or three examples. Putem explica acest lucru prin două trei exemple. Okay, so for example, you know, the gold, you know, gold that has been hidden underground for a long time. The gold. The gold, yes. Așa cum aurul este ascuns în pământ, it foarte is, bine. After a long time, it is, you know, it is dirty. După mult timp este murdar. Chiar then, și aurul. But then the nature of the gold is always clean. Dar aurul natural este întotdeauna curat. So this means the dirt and the gold are separable. Asta înseamnă că mizeria și aurul sunt separabile. Also, for example, another example un alt exemplu is the water, you know? Este apa. The dirty water is dirty when the dirts are stirred. When they are stirred, then it has dirt, the dust, you know? Apa se murdărește de la praf când se amestecă cu praful. But if we leave the water very calm, dar ne uităm la apa foarte limpede, and the water becomes calm and clean by itself. Și ne uităm că apa poate deveni calmă și clară de la sine. Then the third example is the space, the sky. Un alt exemplu este spațiul, cerul. The space is, you know, is clear by nature. Spațiul, cerul este liber prin natura sa. But temporarily it is covered by many kinds of clouds. Dar câteodată temporar este acoperit de mai mulți nori. So this means the clouds and the skies are separable. Aceasta înseamnă că cerul și norii sunt separați. Vă mulțumim pentru înțelegere că ne păsuiți și o să vă rog doar să mai aveți răbdare 5 minuțele ca să mai avem două întrebări din respect pentru invitatul nostru care vine de peste mări și țări, tocmai din Tibet. Este o oportunitate extraordinară pentru noi, de aceea este benefic să-l ascultăm și să rămână aici imortalizat pe peliculă următoarele răspunsuri la întrebări. 12. Yeah. We'll jump. Okay. Care ar fi soluția pentru a ne deschide inima către ceilalți? Okay.
What would be the solution to open our heart to really love to really love others? Ah? Bodhicitta. Bodhicitta. Okay. Ta kangje ngone thane pe shyanla pensem gi lodi ani khandes shyanla pensem gi lodi changju sem ani khandes ni ta ani khandes kye go resta. Re ta nga so changchup samba se ti imi chama ge ta changchup samba re se ndu ge chenbu shihu ji da za chenbu shihu ji zhe ge yo res. So let's say we have this term in the Tibetan Buddhism, bodhicitta, which means the opening of the heart. Avem un concept în budism și anume bodhicitta, care înseamnă deschiderea inimii. Ce să cu șoci că să chimbu o ce junsin care să na? Ye kai mares. Ko yele ya ran da xian yi jin na ni, ni xian zuo wo qin ni. Ruo ka dun yi na ya xiele ya pende zhuye ki samu jiang jiang dang ni sheng ba sheng bu ji yue wen yi zhe de di le mi di o de di de mi se ku mi di mi se ji ri xian de meng zhuo de di be za qian bu ri jiang shu sheng ba ri xi bu yue le sheng. So this means we say that this bodhicitta is very precious in Buddhism, we say. Pentru budism noi considerăm că bodhicitta este foarte prețioasă. And why it is precious is because it always considers the other people more important than oneself. De ce este importantă? Pentru că ea consideră că ceilalți oameni sunt mult mai importanți decât noi înșine. And also when we open our heart to other people. Și atunci când ne deschidem inima către ceilalți. Also the other people appreciate so much, appreciate. Și ceilalți apreciază acest aspect. Ce să te nici că ți-am spus sâmbătă somnul care tangă ore să na ngazu mi tamchi ta NHP roa simche tamchi sine de tamchi de ra devon dobana hi khosu khangaya devon doba ra dungen mendube na hi khosu ya dungen menduba chigwein ba ene deya ene ra se di tere changachi number 1 is okay yin se di ta che da ta chu ni yo ma is tinji yi za tinji che ge da xian le ya pian do ji che ba yin na di ene pe mangbo chi le ya dungen se da de wo zhu ye ji che tu yo re so so chi wo sa na so so mi chi yin za sa mo de ji da wo re sa. So the idea is when a person generates this bodhicitta, we say that atunci când o persoană generează această bodhicitta, deci deschiderea inimii, noi spunem we say that he becomes a bodhisattva. Că acesta devine un bodhisattva. And this bodhisattva knows that we are all same. Iar bodhisattva știe că noi suntem toți la fel. In the sense of our wanting happiness. În sensul fericirii and the wanting to avoid sufferings și în sensul evitării suferinței and therefore the bodhisattva is always aware of our helping always other times. Iar un bodhisattva este întotdeauna conștient să-i ajute pe ceilalți. And then the bodhisattva also knows that this selfishness, you know, is always considering of oneself, one person, oneself, himself or herself. Whereas the bodhicitta or bodhisattva thinks of numberless sentient beings. Spre deosebire de egoism, bodhisattva și bodhicitta se gândesc la toți ceilalți. Deci, bodhisattva în hindi deva câte sunt uiores, cuna ce înșu sunt bărăies. Jite deva cine pa decu hindi dole chungus. Jite dunghe cine pa decu randi dole chungus. For this reason, Shantideva, who was a bodhisattva, said as the following. Prin urmare, un bodhisattva a spus următoarele. Shantideva, completează Alexandra. Yes, to Shantideva, this great master from Nalanda Monastery. Yeah? Un mare maestru al mănăstirii. So, Nalanda. Yeah. So he said like this. All happiness in this world. El a spus că toată fericirea din această lume are coming from altruism. Vine din altruism. All sufferings existing in this world. Și toată suferința care există în această lume are coming from egoism. Vine din egoism. Ce să mă ascult atât zâmbind alia, mi s-a mă, ruba, nga, ce-am zis la gurba ta, ra, nga, ce-am buin, nga, ce-am buin,
Okay. So obviously in the world people always have this egoism. Evident, în această lume oamenii suferă de egoism. People have strong ego. Au un ego foarte puternic. Saying all the time I am. All tot timpul spun eu sunt, eu sunt. So from there comes all the problems in the in our universe. De acolo provin toate problemele din universul nostru. Și o ultimă întrebare. Ce înseamnă sau cum putem să transcendem dualitatea, ca să ne adresăm așa la toate nivelele persoanelor care sunt prezente? Ok. Tatăl meu de la ea, nandu, nambe chola khanchi chedang jidan nan la ni nan si ji ge ji shi do sa de ni nan de la pa deni ni nan le pa deni do de la ni ti ni nan le pa deni ni nan le de pa se di ti ton do ka kares da ta ni nan se te le ya sum shi gu yo res okay pe na kunzu pe na wa ta pe na shijeli ya tonam de ba ta kunzu de ba si in yorwa ti na ni ene kunzu de ba kunzu pe na wa yo na shiba de la kunzu pe na wa yo na te ni na si res okay ya tonam de ba se ti ki ka sha tin ru se yorwa o ka sha na wi na wa de la ni na se ni na chi te res ya pa yu jin rani ta yu ni bo de yu da yu chen ni bo de 유제에네 타디도 나오게 나왔어요. 오래. 뒤 나왔음들에 이나 이나 유에메세 이나 자세들 숨여래서. So before to talking about transcending the duality. 9 de a vorbi de a transcende dualitatea. We have to know what means duality. Trebuie să știm ce înseamnă dualitate. So duality in this case is of three types. În acest caz dualitatea este de trei feluri. One type is the duality of conventional appearance, conventionality. Primul aspect, convenționalitate. Apariția convențională. And the second type of duality is al doilea tip de dualitate este is the object of negation. The object of negation. Este obiectul negării. When we talk about ultimate truth. Când vorbim despre adevărul ultim. Then we have third type of duality. Treilea tip de dualitate. And this refers to the appearance of subject and object. Se referă la subiect și obiect. Apariția subiectului și obiectului. Okay. Tanina te sumbote ene nop se ke numi ke lotela ene tomani osum de topi lo chibutres. Tomani osum de topi lo te ke ene yu tomani la to sichine. Miyundu toni mato hin kaya nagu yomaris toni konan nagore di ne gapsu dage ge nawasum ge ne nomru gores di za ni no nops ni no nops yutela toni kona nomiete toni ngoso to bilu kona gu gores so to transcend these three dualities. Pentru a transcende aceste trei tipuri de dualitate, one has to have the realization of emptiness. Trebuie să realizăm ce înseamnă vidul. Să înțeleagă, dar să realizeze ce înseamnă vidul. Tu spui vacuitatea. Yeah, so when one understands the emptiness perfectly, the mind. Să înțeleagă vacuitatea, cum spui tu, da, emptiness înseamnă nimicul, vidul, da. Dar budismul consideră, da, foarte okay. Interesant. So when one has that realization that mind is is absorbing only in emptiness. Deci ca mintea să observe doar vacuitatea, da, absorbing, să absorbă. And there is no appearance of any of these three duality. None of these three duality. Și să nu observe, spune tu că înțelegi mai bine conceptul budist, ar trebui să explice cineva care înțelege. Și în felul acesta, deci nu mai transcede toate cele trei noțiuni de dualitate. Deci, ca să înțelegem ceva din conceptul budist, da, să
facem diferența între cele trei tipuri de dualitate, trebuie să fim conștienți de, cum spui tu, vacuitate, emptiness, noi am traduce că este golul. Dar în budism, golul nu este gol, tu spui că e vacuitate, adică mai e ceva în acel gol. Bun. Este un natura transformării, de fapt totul este, deci și forma este. Deci noi când vorbim de gol, ne gândim la gol. Budiștii spun că golul este plin și el. Forma este vidul, vidul este forma, ca să cităm din Sutra Inimii, cea mai celebră, sau Sutra Esență, Har Sutra. Okay. Și asta ar fi o altă discuție. Bun. Sunt cinci agregate, este un pic mai complicat, dar... E prea tehnică discuția. Să concluzionăm. Deci trebuie să fim cu mintea cuprinsă în această vacuitate, să devenim însăși una cu tot ceea ce ne înconjoară, să nu mai fim separați, și atunci vom transcede toate cele trei tipuri de dualitate. To escape of our ego, in conclusion. Yes, more or less, okay. As a message for the people that are not very familiar to Buddhism concepts, what you can advise them how to calm, to master our mind in order to find our happiness in this samsara. The emptiness means the absolute truth. Emptiness, adică golul, vacuitatea, cum spui tu în budism, înseamnă adevărul absolut. And anything that is not that is conventional. Orice altceva este convențional. Ok. Ce să ngasu tata, dungi ki tsawati, ngasu mishiba maribari seti, maripa ta tata ti, toni to bilu nibuti, ta, So when somebody has ignorance, când cineva este ignorant, and then there's no light of the realization of emptiness. Acolo nu este lumina realizării, este doar emptiness, gol sau vacuitate, cum traduce aici? These two thoughts are contradictory. The realization of emptiness is contradicting the ignorance. Aceasta este contradictoria ignoranței. Realizarea vacuității este, da, opusul ignoranței. Ce să mari poate să iei că eu când ești ce mai e noia, eu te cala ea mă duva, eu rămă mă ce zic eu res. Eu mă vene sur la și ea când ești e noia, e la ea, tu ne trebuie, din ce ce mă duva, So what is happening is when the ignorance is there. Ce se întâmplă când acolo este ignoranța? We always think that the things are existing from their own side. Ne gândim că lucrurile există de la sine. But in reality, all phenomena are arising only by depending on other. Dar în realitate este un alt fenomen care provine din dependența, interdependența, nu? So there is the understanding of emptiness. Deci asta înseamnă să înțelegem vacuitatea, da? Okay. Deci, dragilor, misterele Tibetului au fost revelate astăzi aici, mulțumită lui Geshe Jampa Gyalek. Ne bucurăm că ați fost alături de noi, mulțumim translatorilor noștri, au făcut un lucru extra. Mai trebuie să te avem pe tine translator al termenilor din budism, pentru că, așa cum spuneam, emptiness, noi am traduce gol, în budism gol înseamnă vacuitate, care nu este gol, e plin cu ceva acolo. No, oricum, dacă vă interesează, puteți să veniți, începem cursul din nou în fiecare luni și marți în online, așa că nici măcar nu vă deplasați de acasă, avem aici colegi care vă pot ajuta cu un număr de contact. Deci, mulțumim încă o dată tuturor, mulțumim sponsorilor care au făcut posibil această minunată întâlnire, vă mulțumim că ați participat, nu știu dacă ați vrut, dar așa au fost condițiile și iată că eu zic că veți rămâne cu siguranță cu energie și cu o înțelegere deosebită. Până data viitoare, rămâneți cu bine!